Aceasta este cea mai bună prăjitură pe care eu am mâncat-o și am făcut-o cu fulgi de ovă. Veți avea nevoie de 150 de grame de fulgi de ovăz cu 350 de ml de lapte. Eu laptele l-am încălzit. Nu este obligatoriu, este opțional. Veți mai avea nevoie de 2 banane mari sau, dacă nu aveți așa mari, puteți folosi 3 mai micuți. Bananele le puteți pisa exact cum am făcut eu sau, după bunul plac, le puteți pune feliuțe, de ce nu? Veți mai avea nevoie de 2-3 linguri de cacao și acest peanut butter. Nu este obligatoriu, dar eu îl folosesc destul de des. Toate aceste ingrediente le veți amesteca. La final o să adăugăm și 3 ouă, o linguriță de praf de copt. Eu am mai tăiat un pic de ciocolată neagră. Vreau să vă mai spun că de la brandul My Protein am găsit un sos care are 0 calorii și în același timp am cumpărat un fel de esență cu gust de ciocolată și am zis de ce nu, vreau să încerc. Cu siguranță a dat gust foarte bun acestei prăjituri. Vedeți, este foarte simplu de făcut, doar am pus ingredientele și le-am amestecat bine, bine. De la o perioadă am început să-mi fac meal prep-uri, adică să-mi gătesc pentru 2-3 zile și aceste prăjiturile fac parte din rutina mea și din acest meal prep pentru că este mult mai ușor. De obicei, dacă mi se face foame sau dacă vreau să ronțăi ceva, am scos frumos caserola din frigider, am mâncat o feliuță, două și uite așa mi-am satisfăcut pofta de dulce. Am pus totul într-o tavă la cuptor, la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Eu am lăsat-o în jur de o oră. Bineînțeles, puteți să faceți și testul scobitorii, dar să aveți grijă pentru că vă puteți înșela. Din cauza bananelor o să credeți că nu este coaptă, dar este coaptă. Cu siguranță după o oră. Am tăiat câteva nuci, câteva migdale și am dat tava la cuptor. Credeți-mă că nu exagerez cu nimic. A fost cea mai bună prăjitură pe care eu am gătit-o și am mâncat-o cu fulgi de ovăz. Cam acesta este rezultatul. Eu nu m-am putut abține. Am tăiat-o așa caldă, dar vă recomand să o lăsați un pic să se răcească și apoi să o tăiați. Dar atât de mult eram de curioasă și să gust, încât nu m-am putut abține. Dacă îți place ce postez sau dacă îți plac rețetele mele, te rog să-mi dai un like și să te abonezi la canalul meu, mă încurajează și mă ajută foarte mult. Poftă bună!